Două echipe care în sezonul precedent au terminat în play-off, Șef și Rapid. Șef și Rapid, fără goluri, meciul dintre două dintre formațiile bune ale campionatului nostru. Giuleșteni au venit sub podul Grand să vadă Rapidul urcând pe locul 2 în această seară rece de toamnă. Are timp, se întoarce Iani Stoica și Moldovan odată, dar nu și a doua oară, este 2-1. A greșit Borza, pasa lui Kipciu, bară și gol! Kipciu, 2-2. Pasa lui Ducure, acolo este Popa, Stoica, gol! Fanionul rămâne jos. Rapidul, iată, încheie seria de 11 etape fără înfrângere. Imagini de la Botoșani înaintea partidei dintre Botoșani și Rapid, meci din etapa 18-a de Superliga. Pasa nu-i bună, dar mingea sare aici la Sony! Mingea se duce în poartă în minutul 89. Sony! Nu e gol. Bun, acum Ceața deja e un obstacol în plus și pare să se lase ca lumea. Din prima la rață s-a creat superioritate numerică în flanc. Borza este surprins undeva foarte avansat. Se centrare în fața porții și este gol. Pasă bună, greșeală acolo, îmi ajunge la Sigur Ionson. Sigur Ionson în duel cu Oaidă, care se agață de el. Dar la limita regulamentului vine Ricardinho, care... Ricardinho, 2-0, voluntar! Thank you.
Suntem în direct cu acest meci foarte important, foarte interesant, între Farul și Rapid.